Senat a avut loc un vot pe baza solicitării de începere a urmăririi penale. Acest vot a fost unul de respingere a solicitării de urmărire penală. Deci nu are, să zicem, nu există niciun fel de argument. În plus, în cazul celor două membre ale guvernului, domnul prim-ministru a invocat faptul că el ar lucra cu fonduri europene și că s-ar crea un deranj în raport cu autoritățile de la Bruxelles. Și în cazul lor am semne de îndoială că acesta poate să fie un argument, pentru că acuzațiile care li se aduc nu sunt legate de utilizarea fondurilor europene, ci au cu totul și cu totul altă origine, pe care o cunoaștem foarte bine. Dar în cazul ministrului Viorel Ilie, nici acest argument nu poate să stea în picioare.